Cei care au avut ghinionul să se nască în cartierul Prisaca din municipiul Târgoviște sau cei care mai grav au cumpărat teren și și-au construit o casă au rămas până acum cu speranța că se va găsi o rezolvare și pentru problemele lor. Și astăzi sunt locuințe neracordate la sistemul de alimentare cu gaze, străzile sunt pline de gropi care după fiecare ploaie se transformă în bălți. De asemenea, pentru că lipsește canalizarea, șanțurile din fața gospodăriilor sunt mereu pline cu apă, iar curțile le sunt inundate. Pentru a afla direct de la oameni care sunt problemele reale cu care se confruntă candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Târgoviște, Ciprian Prisăcaru a mers în cartierul Prisaca și a stat de vorbă cu oamenii. Dacă nu vii la fața locului să vezi clar care sunt străzile, unde, până unde sunt gazele, unde, că v-am auzit că n-aveți gaze. Păi e posibil acolo, în cartierul municipiului Târgoviște să n-aibă gaze? Păi e gaze, dar n-au zis că îi pune să plătească 800 de milioane. 800 de milioane, a zis că plătește gazele 5 milioane și noi 5-6 familii care stă 800 de milioane. Când s-a băgat gazele, de ce n-a băgat și la noi? Adică noi plătim impozit ca și ceilalți? De ce? Zona rezidențială și te îndoaie la ne-a dat impozit. În ce? Și ne-a dublat impozitele. Păi vreau să vă spun de la început o chestie. Eu n-am venit aici să vă cerșez vot. Eu am venit să vă spun atât. Că vi s-au dat promisiuni toți o grămadă. Că a fost aia, că a fost aia, că a fost aia. Nimic nu s-a făcut. S-au promis lucruri și nu s-a făcut nimic. Că uite, suntem aici și ne uităm. Nu s-a făcut nimic. Cartierul ăsta există în județul Dâmbovița sau nu există? Nu există și noi. Aveți să știți nu ce aparține, domnule. S-a turnat fondurile europene pe un porumb, pe acolo, pe la... Eu sunt omul care nu promite și care nu cere. Eu vă spun doar atât. Să aveți încredere că mă interesează pentru prima dată în istoria acestui cartier să punem la punct măcar infrastructură. Nu se poate în anul 2016 să existe străzi în municipiul Târgoviște, cu atât mai mult un cartier întreg, care să nu aibă asfalt. Și mai e ceva. Un metru de asfalt. E ceva foarte intrat. Nimic să vă spun ceva. O secundă. Deci nu există un hidrant. Un hidrant nu există. A, aici iară cu... Un hidrant, doamne, la un casă... Tot cartierul, nu se poate. Doamne ferește, domnule. Este hidrantul copil. Doamne ferește. Să carte în Dâmbovița, doamne, luniți apă. Doamne ferește, domnule. Deci nu există un hidrant. Iar nemulțumirile oamenilor s-au dovedit a fi nenumărate. Revistă spunea că suntem asfaltați. Băi, cum nene, păi dar așa este. Vecinul a băgat apă și a cerut să ducă să ia de la primărie, pe cum că să spargă asfaltul. Eu am demolat o clădire, am plătit 2 milioane pe bani vechi să iau aprobare de la gaze, că îmi dă voie să demolez. Și eu nici n-am gaze. O să vedeți de când mă duc la primărie că primul lucru pe care îl fac, sau primele lucruri pe care le fac, sunt niște chestii bine stabilite, pe care nimeni nu le-a făcut. Toți le-au promis și nimeni nu le-a făcut. Iar aici se vede clar. Am venit ca să vedem că de 70 de ani de când Prisaca-i cartierul Târgoviște, a avut un curaj să... Concluzia candidatului PNL la primăria Târgoviște, Ciprian Prisăcaru, după revederea problemelor din cartierul Prisaca, a fost că lucrurile pot fi îndreptate, pentru că atunci când îți pasă, se găsesc și soluții. Sunt foarte multe lipsuri pe care un cartier al municipiului Târgoviște nu ar trebui să le aibă. Cred că Târgoviște anului 2016 și Prisaca face parte din ceea ce înseamnă Târgoviște și din conceptul nostru de guvernare locală. Veți vedea și în proiectul cu care vom veni săptămâna viitoare. Târgoviște anului 2016 nu trebuie să arate așa și sunt absolut convins că în mandatul 2016-2020 vom putea să rezolvăm o mare parte din problemele locuitorilor din Prisaca. În mijlocul municipiului Târgoviște, pe strada Nifon, aceleași probleme. Poate și mai grav că aici mormanele de gunoi au pus stăpânire pe terenurile din apropierea caselor și nimeni nu ia vreo măsură. Ne aflăm în municipiul Târgoviște, pe strada Nifon, la doi pași de cartierele municipiului Târgoviște, în ce mizerie se trăiește aici. Nu mai spun că nu există sistematizare, nu există canalizare, nu există alimentare cu apă, nu există rețeaua de gaze în această zonă. Cetățenii acestei zone nu beneficiază de absolut niciun serviciu. Nu înțeleg de ce în Târgoviște anului 2016 există aceste probleme aici, la 20 de metri de micro 11. Candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Târgoviște, Ciprian Prisăcaru, a dat asigurări că toate aceste probleme pot fi rezolvate atunci când există bunăvoință și interes pentru ca omul de rând să poată duce un trai cel puțin decent.